Sunt cine vreau să fiu într-o lume pe care n-o știu. Turneul aniversar al artistului Horia Brenciu va ajunge și la noi în municipiu. Cei 25 de ani de carieră muzicală vor fi sărbătoriți cu fast, iar de acest lucru se vor bucura fanii artistului din 14 orașe, printre care și severinenii. Horia Brenciu și muzicienii săi vor susține un concert pe scena Palatului Culturii Teodor Costescu. Horia Brenciu aniversează anul acesta 25 de ani de carieră și marchează acest eveniment printr-un turneu aniversar. Ne bucurăm că a prins și orașul nostru în cadrul acestui turneu, pentru că atunci când spui Horia Brenciu, spui muzică bună, spui veselie, carismă, datorită spiritului jovial pe care îl abordează în concertele sale. Așadar, îi așteptăm pe severineni cu mare drag la un concert extraordinar luni 19 noiembrie. Turneul va trece prin 14 orașe: Iași, Botoșani, Piatra Neamț, Bacău, Alexandria, Ploiești, Constanța, Galați, Severin, Sibiu, Pitești, Brașov, Arad și Timișoara. Printre proiectele artistului de succes se numără Robingo, Neața, Om Sărac, Om Bogat, Vocea României, X-Factor, dar și numeroase spectacole pe scenele din țară și din străinătate. Biletele pot fi cumpărate de la agenția teatrală din cadrul Palatului Culturii, prețul unui bilet fiind de 100 de lei, indiferent de locul din sală. Cei interesați ar trebui să se grăbească, întrucât mai sunt foarte puține locuri disponibile.